mai spun o dată bună seara. I-am salutat pe toți, i-am salutat pe fiecare în parte. Acum vă salut pe toți. Voi sunteți adevărații consumatori de artă și vă spun și de ce sunteți adevărați. De ce consider eu că sunteți adevărații consumatori de artă? Pentru că sunt foarte mulți care au declinat prezența din cauza că e viscol afară. Pentru voi nu este viscol afară, pentru voi este artă înăuntru. Mi-am propus ca această seară, pentru început, să-i o dedicăm lui Doru Stănculescu. Scrie aici, Doru Stănculescu, ultima piesă. Poftim? A zis cineva despre ultima piesă ceva? Nu, credeam că da, vorbeați. Ok, nicio problemă. Așa. Acum vreo 2 ani de zile, 2 ani, 2 ani și un pic, îmi dă Doru un telefon. Bă, bebe, am o idee de piesă așa, ce e drept, ideea îmi vine de la Nichita Stănescu, dar nu contează că îmi vine de la Nichita Stănescu, contează că este ideea mea. Și zice, vreau să facem o piesă împreună. Gata, Dorule, cum să nu? Noi am fost foarte buni prieteni, am fost ca frați așa. Și îmi explică, îmi cântă o frază muzicală, am pus mâna pe chitară, am scos armoniile la fraza muzicală respectivă și zice, bebe, asta-i tot. Zic, ai nebunit, Dorule? E o frază muzicală, durează 11 secunde. Ce piesă e aia? Zice, nu. Asta este piesa. Pe piesa asta vreau ca mai mulți instrumentiști, mi-a nominalizat, să vină și să nu știe despre ce piesă e vorba, să n-audă decât structura asta armonică și el să cânte ce vrea pe structura aia armonică. Deci, fără ca unul dintre instrumentiștii care au cântat pe această piesă, fără ca ei să știe care va fi produsul final. Ei aveau de o structură armonică și s-au jucat pe acea structură armonică pe această piesă. Piesă care nu exista. Era în construcție, era cu participarea celor care... Mulți au declinat. Și a avut prima și cea mai importantă condiție. Să nu știe nimeni cum va fi piesa. Ei să-și facă partea lor instrumentală și să nu știe nimeni cum va fi piesa. Eu i-am respectat dorința, am întârziat foarte mult piesa din cauza pianului și a flautului. Cei pe care i-a nominalizat el era încă în viață și-au declinat, da? N-au vrut să participe și pe această piesă la pian și la flaut se află maestrul Daniel Crăciun, marele maestru al pianului Daniel Crăciun, care ne-a cântat și pianul și flautul. La chitările electrice sunt exact ce a vrut Doru să fac. Chitările electrice le-am cântat eu. Chitara acustică am cântat-o pe chitara lui Doru, pe chitara personală a lui Doru. Și cine a mai participat... Și Mihai Neniță, violonistul, marele violonist Mihai Neniță, care în momentul în care i-am dat telefon, zice, acum vin, bebe, pentru Doru și pentru tine vin acum. N-a comentat nimic, stai că vreau să văd, stai că vreau, nimic. A venit, a ascultat pasajul, a pus înainte un pic mâna pe pian, zice, dă-i rec. Și a luat vioara și dă-i rec. Și viorile sunt trase de Mihai Neniță. Acum, haideți să ascultăm pentru prima dată ultima piesă a lui Doru Stănculescu. Este o nebunie, exact cum i-am zis eu de la început, și când i-am spus Andreei că a venit Doru cu o altă nebunie, zice, păi ce, nu ești obișnuit cu el? Ba da, toată viața nu a făcut decât nebunii. Doru Stănculescu este cu noi, eu las stativul jos să nu lase umbră.
fost cineva, dar nu mai știu cine, că vremea va sta. Și-apoi va fi bine. Cineva, dar nu mai știu cine, că vremea va sta și-apoi va fi bine. Cineva, dar nu mai știu cine, că vremea va sta și-apoi va fi bine. Și-apoi va fi bine. Bine, și-apoi va fi bine. Doru Stanculescu ne-a promis că apoi va fi bine. Mă scuzați. Să vă spun un moment. Eram pe scenă la Costinești cu trupa mea, cu Solaris. Cântam Smoke on the Water. Și în timp ce cântam public la Costinești, era nebunie, da? Era stațiune studențească, erau numai studenți, era nebunie, nu erau ca acum numai manele, ci era muzică adevărată. Teatru de vară Herăstrău, 3.000 de nebuni care cântau cu noi, urlau cu noi, și în timp ce eu cântam și cu chitara și cu vocea, și în timp ce cântam, cu coada ochiului văd că intră din culise Doru Stănculescu cu un tip mare așa, cam atât așa de mare și solid, și cu un acordeon mic de la de copii mici, de gât, și intra în scenă și eu cântam, eram cu solo de chitară, cântam și bă, ce nebunii de rucică în timpul concertului, he? Și s-apropie, dar s-a apropiat atât de încet că am terminat piesa. Așa, când am terminat piesa, bebe, am ceva de zis la microfon. Doru Stănculescu se află în mijlocul nostru, să vrea să ne spună ceva. Haideți să-l aplaudăm, îl aplaudați. Am venit cu John, cu ăsta, să vă cântăm. Mi se pare că Ilie Stoian era acolo. Era acolo? Imnul Costineștiului. Era și Iuliuță, era cu noi, mă, acolo, mă. Și zice, am venit cu John să vă cântăm Imnul Costineștiului. Eu mă retrag pentru că John cântă bine. Bine, făcea niște acorduri la acordeonul ăla mic, nu știu ce, și era un text ăsta, la Costinești, cu fetele frumoase, și în plin concert. Ăsta era Doru. Niciodată nu știai la ce te aștepți din partea lui. În primul rând că eram de 2 săptămâni în Costinești și abar n-aveam că este pe acolo, deci el probabil că avea picase. Dacă tot am ascultat ultima piesă a lui Doru Stănculescu, ultimul recital al lui Doru Stănculescu a fost organizat de mine și de către Andreea Lupașcu. Sunt câțiva martori aici, au fost la acel recital, și haideți să vă punem o piesă cu Doru Stănculescu din acel recital, da? Te rog, play. 2020, ultimul spectacol înainte de pandemie, ați fost și voi acolo, da? Te rog.
cam dacă ar trebui să-mi cer scuze pentru faptul că sunt înregimentat în genul folk, dar eu n-am considerat niciodată că fac așa ceva. Nici n-ai făcut. Nu, nici n-am făcut. Și am fost pur și simplu interpretul proprii mele creații. Și asta, asta. Dar nu e basta, fiindcă mai avem fără petale. Na 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 na
Încearcă-n gheapănă ochii ei, mă-ncearcă-nă, aha. Și noi îți mulțumim, Doru, că întotdeauna ne umpli inimile, așa ca acum 10 de ani trăiam, cânta Doru, cânta Hai Hai și mie îmi curgeau prin minte nopțile de pe terasă de la Radio Vacanța, îmi treceau prin minte zilele și nopțile de la John, prietenul lui Doru, care cânta cu acordeonul și avea și imnul stațiunii studențești Costinești, cu pește luat de la Cherhana și cu bere răcită în puț, știți ce ai, nu fântână, de la culanță, așa, da? Zic bine, Doru? Zic bine. Deci așa, când a cântat această piesă, mi s-au derulat prin minte toate acele momente. Toate acele momente ar însemna niște multe filme fabuloase. Păcat că nu au fost filmate, dar în loc de film, l-am avut în mijlocul nostru pe Doru Stănculescu, să-l mai aplaudăm o dată!